Bună ziua doamnelor și domnilor, 98,3 București FM, Suzana Pletea, Lifestyle, împreună cu Lili Gerleianu, fi binevenită din nou la noi. Mulțumesc foarte mult, Suzana, vă mulțumesc tuturor foarte mult. Hai să facem cozonac cu tine, Lili. Faceți cozonac cu mine. Coz... Secretul cozonacului constă în cantitatea de făină pe care o folosești. Eu spun întotdeauna tuturor chestia asta, că oricine poate să facă cozonac. Dacă este atent la... La aceste amănunte, deci dacă pui, tu ai o rețetă standard pentru un kilogram de făină care spune 300 de grame de zahăr, 4 ouă, 400 de mililitri de lapte la un kilogram. Ei, ideea este tu ai pus făina, ai pus acel kilogram de făină într-un vas, deci vorbim strict de un kilogram ca să mă puteți urmări mai ușor. Și oricum nu vă sfătuiesc ca primată să încercați cu mai mult sau mai puțin. Un kilogram de făină se pune într-un vas. Uh, separat să-i se dizolvat zahărul în lapte. Și acolo mai pui și o vanilie și mai raz și lămâie. Apropo, coaja de lămâie se freacă cu o parte abrazivă. Ca Toată lumea știe că este o problemă cu ceara parte aceea. Ce conservare? Uh, în ceară. Nu este mai puțin nocivă o coajă de lămâie decât o esență. Sunt Clar, să... deci dacă frecăm bine și spălăm bine coaja de lămâie, o putem folosi, este în Tot aici imaginăm. pui și drojdie. Uh, drojdie. Pentru drojdie fac separat. Deci să fiu, cumva, să fiu cumva simplă în descriere, ca să priceapă toată lumea. Deci, laptele cu zahărul se țin pe foc atât, atât timp cât trebuie să dizolvi zahărul în lapte. Călduț. Călduț, exact. Separat te apuci să faci drojdie. Asta ce înseamnă? Folosești un cub de drojdie pentru un kilogram sau două cuburi. Există și cuburi mai mici pentru jumătate de kilogram de făină și atunci folosești două cuburi. Uh, Le-ai strivit cu o lingură într-un vas destul de mic. Uh, Adaugi un pic de zahăr, asta însemnând o lingură rasă de zahăr și presez mai bine și se dizolvă mult mai bine drojdia în felul ăsta. Peste, adaugi puțin din laptele pe care l-ai făcut tu cu zahăr. Da, acel lapte încălzit. Ca să nu mai faci separat, să te apuci să încălzești. Deci drojdia are nevoie de căldură, în special. De zahăr și căldură. Nu asociați drojdia proaspătă cu sare. Este un amănunt care trebuie întotdeauna Esențial. reținut. Sarea o puteți amesteca în făină. Dar sare la cozonac se pune așa, cam cât e între cele trei degete, cum se specifica pe vremuri în, în cărțile de bucate. Deci, ai pe de o parte maiaua pe care o lași la crescut, deasupra ai presărat tot așa cu degetele un strop de făină și o lași la crescut. Pe de altă parte ai laptele în care dizolva zahărul iar un alvas vas conține gălbenușurile, deci eu folosesc patru ouă, dintre care trei gălbenu gălbenușuri plus un ou întreg. Celelalte trei albușuri le bat separat pentru umplutură, asta e un, o altă parte. Deci celelalte trei albușuri le lăsăm deoparte, o să fie într-o etapă următoare. Și ce facem? Avem făina în față, am pus deasupra cele trei gălbenușuri pe care le-am amestecat cu... Ulei cu unt, acum depinde. Dacă ești o persoană care ține la colesterol la kilograme și nu vrei să folosești unt, poți să folosești uh, 50, 75, 50 de mililitri de ulei cu care amesteci ca la maioneză gălbenușurile. Uh -huh. Și ai venit așa, ai pus gălbenușuri, nu contează ordine. Ideea e să le pui pe toate să nu uiți ceva. Uh, și cu laptele cu zahăr încep să frămânți. Ce înseamnă să, să frămânți, în propriu spus, să amesteci? La final, trebuie să ai un aluat care se lipește de mâinile tale, nu un aluat vârtos. Pentru că e, e logic. Dacă tu îl lași să crească și ai băgat atât de multă făină încât să nu-i mai lași o posibilitatea să se aereze, că de fapt asta trebuie să scoată niște bule, ca fermentație drojdie înseamnă niște bule de aer liberate în aluat. În aluat. Dacă tu împiedici această ieșire a bulelor, automat el va crește mult mai greu sau își va reduce volumul. exact. Și atunci, ideea este să-l lași să crească cu un aluat ca o smântână groasă, nu știu, un, un, aluat lipicios. Ai acoperit vasul în care ai lăsat să crească cozonacul cu folie de plastic. Și îl lași la cald. Cu folie de plastic. Mai, e mult mai simplu și mai repede, pentru că punând o folie de plastic, acolo se păstrează, se, se, înglobează, nu se pierde temperatura ca atunci când ai pune un prosop. Folia transpiră, îi păstrează și o umiditate prielnică a luatului să crească. Deci până apuci tu să pregătești niște nuci, o, o umplutură de cacao sau ceva, deja cozonacul a ajuns deasupra la, la folie. Și atunci, în timpul Că tocmai am zis, în timpul în care ai lăsat cozonacul să crească, deci gândiți-vă la ceva, maximum jumătate de oră, te apuci să faci compoziție. Dacă între timp ți-a sunat telefonul, a intervenit o problemă, cozonacul îți dă pe afară și nu știi ce să faci, mai presari făină și îl mai întorci odată și ei iei la povestit și îl mai... Deci, cozonacul poate fi frământat de mai multe ori. Nu trebuie să te porți cu un cozonac ca și cu un bebeluș nou-născut. Ai pus puțină făină, ai început să-l amesteci, ai mai pus niște ulei în palmă, deja începe să nu se mai lipească, dar punem problema că ești stresat, că-l faci pentru prima dată și nu trebuie să-l refrământi și atunci a te pe repede să mărunțești niște nuci, să le amesteci cu zahăr și cu albuș. Și cu albușul bătut, nu foarte tare ca pentru obezea, bătut cât să arate ca un albuș bătut. Trebuie să ai o compoziție care să poată fi întinsă cu o lingură, nici prea tare, dar nici o, dacă ți se pare că este prea mult albuș, nici măcar nu-l pui pe tot. Uh, ai venit cu vasul cu cozonac, cu aluat, pe o planșetă masă, etc. Ai presărat un pic de ulei oricum o să ai, să ai la îndemână ulei, făină, iei cozonacul adun de pe vas, se lipește, se lipește. Dacă ți amintești și nu ești foarte stresat, poți să dai uh, legheanul cu ulei. Dacă nu, se lipește, adun frumos cu mâna, ai dai drumul ca unei bile pe masă, mai presari făină pentru că nu are suficient și asta înseamnă că o să-ți scadă, el crește foarte mult, dar la cuptor mai dă înapoi. Deci mai presari făină, dar asta însemnând un pahar de făină, nu. Puțină făină. Ulei pe mână îl aranjezi, deci nu-l frămânți, nu te lupți cu el, nu este îl nevoie. Pur și simplu. Îl întinzi pur și simplu. În... Dintr-un kilogram de făină faci doi cozonaci. a întins un dreptunghi cam, să zicem, de lățimea tăvii de cu forma Evident. pe care o folosești, ai pus umplutură, l-ai strâns, l-ai rulat, l-ai răsucit, l-ai pus în tavă pe hârtie de copt ca să fie comod, să nu zici că ai frecat la tăvile la o grămadă, și îl mai lași, la crescut până piese, un pic, eu știu, două degete deasupra, deasupra. formei, da. Îl și îl mai crește în cuptor. cuptor. Îl dai în cuptor la 175 de grade până se coace. Nu în deschizi a... cuptorul? Nu deschizi cuptorul și îl ungi cu ce? cu gălbenuș, doar gălbenuș, amestecat cu puțin lapte sau cu smântână. Eu folosesc o smântână mai subțire Sunt convinsă că, deja le plouă în gură ascultătorilor noștri, sunt convinsă că ai determinat măcar jumătate dintre ei să se apuce de făcut primul lor cozonac sau alt fel de cozonac. Secrete de șef la lifestyle cu Lily Jirlea. Nu îți mulțumim că ai venit sărbător cu bine! Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! La mulți ani tuturor! La mulți ani!